Mitică Moșteanu, joc foarte bun. Mă rog, e greu de evidențiat un jucător anume din formația Sportingului din Roșiori după această partidă. Ai făcut un joc foarte bun, echipa a făcut de asemenea un joc foarte bun, scorul este neașteptat de bun. Cum te simți după această partidă acasă cu 4-0 la debutul în Liga 3? În primul rând, bună seara, țin să vă mulțumesc pentru felicitări. Nu zic că am făcut un joc eu cel mai bun, echipa a mers foarte bine, am început bine cu cele două șuturi ale Urâtu, dar mă bucur că am stat foarte, foarte bine în teren și în primul rând la debutul nostru la Liga 3 am avut și 3 jucători debutanți. Mă bucur că nu am primit gol. Ai văzut multe în cariera de fotbalist, ai foarte multă experiență. Echipa e greu să rămână cu picioarele pe pământ după un astfel de debut? Nu este greu, suntem obligați să rămânem cu picioarele pe pământ pentru că este doar un meci. Mai avem încă foarte multe, chiar mai avem 12 meciuri de disputat și asta nu înseamnă că dacă la primul meci am început cu 4-0, trebuie să ne credem fotbaliști. Nu, avem mult de muncă pentru că este la început, sunt mulți jucători noi. De adevăr, astăzi ne-a ieșit foarte, foarte bine jocul, dar în viața unui jucător mai vin și momente. Eu sper să momentan să mergem bine. Dar asta nu înseamnă că, dacă am câștigat cu 4-0, gata, tragem la campionat. Noi să ne încadrăm acolo între locurile 1-8 unde ne și dorim să fim. Publicul a fost alături de voi, v-a aplaudat la scenă deschisă. Un mesaj pentru ei, te-aș ruga la final. Foarte mult, le-am mulțumit și pe baraj, au fost foarte, foarte frumos și mă bucur în primul rând că îi mulțumim. Și eu cred că cu evoluțiile noastre și în primul rând evoluția de astăzi îi facem să vină mai mulți la stadion. Mulțumim încă o dată.